Elon Musk este în centrul unui nou scandal, miliardarul i-a oferit unei stewardese un cal în schimbul unor favoruri sexuale. Celebrul magnat este iarăși în centrul unui nou scandal. Acum a ieșit la iveală un incident din 2016. Potrivit Business Insider, miliardarul i-a solicitat favoruri sexuale unei însoțitoare de bord angajată de flota de avioane a SpaceX, companie înființată de Musk. Ea a spus că bărbatul s-a dezbrăcat în fața ei, a mângâiat-o pe picior fără acordul său și s-a oferit să-i cumpere un cal în schimbul unui masaj erotic. Sursa citată a notat anterior că proprietarul actual al Twitter i-ar fi plătit stewardezei în 2018 prin compania SpaceX suma de 250.000 de dolari în schimbul tăcerii în legătură cu incidentul sexual. Elon Musk a făcut o postare amplă pe Twitter în care numește acuzațiile un atac care ar trebui analizat dintr-o perspectivă politică. Cert este că magnatul devine din ce în ce mai incomod. În arcol este citată o persoană care susține că este o prietenă a stuardezei și care face dezvăluiri cu privire la felul în care au decurs evenimentele. Aproape săptămânal Elon Musk aduce pe tapet subiecte incomode pentru unii. Recent a declarat faptul că dorește să-i redea contul de Twitter lui Donald Trump, calificând drept abuz măsura restricționării fostului președinte SUA în mediul online. De asemenea, mai șucat cu declarația sa, tot pe Twitter, dacă mor în condiții misterioase, mă bucur că v-am cunoscut. Mesajul îngrijorător a venit după ce fostul vicepriministru al Rusiei l-a acuzat pe miliardar că ar ajuta forțele fasciste din Ucraina cu echipament militar de comunicare.